Am început, fiindcă viața, în primul rând, m-a obligat, deoarece m-am căsătorit și am trăit singură, cu familia, cu soțul. Bine că toată lumea face lucrul ăsta, dar mie mi-a și plăcut. Soțul era pădurar și, efectiv, locuiam casa pădurii. Faptul că am trăit 9 ani în mijlocul naturii, pentru mine chiar a fost o perioadă foarte frumoasă din viață. Acolo au crescut copii, acolo i-am educat. Am locuit în pădure. Da. După 9 ani de zile m-am gândit că vreau să fac ceva și m-am gândit că asta e cel mai potrivit pentru mine. Să deschid o firmă cu produse alimentare, am început. Și am dezvoltat. La Șef la Cuțite, datorită faptului că am lucrat cu Cristina Pavel și prin intermediul ei. Pasiunea pentru bucătărie am avut-o dintotdeauna, dar niciodată nu am îndrăznit să las administrarea firmei mele și să mă duc să mă angajez undeva ca bucătar sau să urmez sau să fac un curs de bucătar, drept pentru care vara asta chiar mi-am luat inima în dinți și am îndrăznit și m-am înscris la un curs. Și am fost nevoită să fac practică și aproape 2 luni de zile m-am făcut naveta la Alexandria la Mogoșoaia și am făcut practică cu ea. Despre a fi bucătar profesionist chiar mi-am făcut o idee în toată perioada în care am lucrat cu Cristina. Și da, mi-a fi plăcut pe parcursul vieții să fiu și eu un bucătar șef într-o bucătărie mare. Nu este timpul pierdut și sper să-l... Aici fac piure de păstârnac, în care am pus o jumătate de kilogram de păstârnac, 4 cartofi și lapte. Care, efectiv l-am uitat. Greșeala mea, l-am uitat baragat. Îmi este teamă că nu-mi iese totul cum mi-am propus eu. Bun și rău în față, dar sunt optimistă. Poftă bună! Pune-și ne-o în pariu. Haide, mă, pariu. Acum cine ghicește... Dar băi, așa, ca să fie treaba, hai pe generalități. Din apă, de pe pământ, din aer. Eu zic că e din foc. Asta înseamnă că nu, e carne. Trebuie să ghicim, bă, frate. Ghicești, dai da, la unul dintre... care ghicește, îl pune pe altul. Da, gata. Corect. Hai. E desert. Eu zic că e din mare. Eu zic că e desert. Carne. 1, 2, 3 și... Opa! Opa! Deci asta nu este carne, eu sunt sigur că mielul ăsta a stat cu picioarele în apă toată viața lui. Jur. Deci, Cătăline, azi nu mai scapi. Ieri am dat lui Florin, azi tu tragi de roată. Dar ce e? Cred că a vrut să fie piure. Deci nu e piure? Nu știu. Deci, așa, cotlete de berbecuț. În crustă crocantă de... Deci, fii atent, ascultați-mă puțin. Băi, ce e mic verde și mănâncă pietre? Micul verde, mâncător de pietre. Micul verde, mâncător de pietre. Ce e mic maro și mănâncă pietre. Oh my God, le-am ars. Este micul verde care mănâncă maro. Care s-a transformat în maro, mă. N-ai prins-o pe asta. Nu. E micul verde sniper. Hai să vedem, îl gustăm deci din micul maro. Deci fii aici. Domnul care nu este deloc bucătar de meserie și e un domn, 100%, a zis, bă, mă duc la așa și la cuțite, eu fac un cotlet de miel cum n-am mâncat niciodată în viața lor. Și e adevărat, n-am mâncat niciodată în viața noastră așa. De proșie. A luat mielul, l-a dat prin panatură și l-a prăjit în baie de ulei. No. Nu e, mă, uite-te e ulei că... încins acolo, da, prăjit. Da, uite-te și tu că a stat așa, s-a tasat. Da. Nu, am înțeles că la cuptor, cred. La cuptor? El lui e încă ok, adică n-a fost afectat atât de tare, vezi? Uite, Cătălin? Da, ai gustat doar, ia gustă doar din... Are gust de mici. Ai, că arată bine. De mici? Da. Cum, mă? Jur. Am făcut dezastru. Domnul știu cu ce se ocupă. Cu ce? Vatman pe 32. Și merge cu... 32? Da. Luna 32? Mă, pe 32, pe... nu știi 32, merge de la Unirii la Rahova. Și merge cu telefonul, uite, și pune așa telefonul pe bordul tramvaiului și se uită la emisiune și dă de manivela aia, știi? Ce, mă, tramvaiul merge singur, mă? Da. Nu e, tată, lucrează la... Da, de claxon. La spălătorie. Deci este măcelar, a știu să taie cotletele, a știu să le curețe și normal. La piure nu se pricepe, că el știe cu carne. El doar carne. Da. Bă, mie îmi place mielul.
Salut, Mâna! Bună ziua! Bine v-am găsit! Ziua. Bine ați venit! Ziua. Cine sunteți noastră? Sunt Teodora Nuță. De unde veniți? Din Alexandria. Oh, frumos! Cum e pe la dumneavoastră pe acolo? Ca și pe la dumneavoastră. Este. Da? Da. Cu ce vă ocupați, doamnă? Am o afacere. Cum din 1997. Și face ce are afacerea? E invers proporțional cu ce fac aici. Adică? Adică materiale de construcții. Nu știu, am de toate, pur și simplu. Doamne, e mai bun CM27 sau CM11? Care e mai bun? CT127. 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 La ce e mai bun? Ăla e adeziv. Adeziv. La, și la dacă vreau să pun un șapă... E un glet, pardon. Și CM11 e un adeziv. Și la șapă autonivelantă ce-mi recomandat și mie? Păi șapă. Și amestec de șapă, da. Șapă, da. Și gipsul de la baie ce culoare trebuie să aibă? Verde. Aaa, știe, bă. Roz? Știe, băi. Nu era roz? Nu, mă. Mă, că să nu se umple, mă. Da, mă. Știu că, am pus și eu în bucătărie. Ai pus tu gips de la verde în bucătărie? Da. Doamna, dar ce să fac dacă, de exemplu, acum am o problemă la o tablă, am un ampara trăsnetul și țeava de gaz. Și e găurită, practic. Și trebuie să etanșez acolo bine? Da. Sau ce să fac? Face și condens. Mă scuzați, băieți. Oh. Doamna a gătit. Și a venit la noi, la șef, la cuțite, ca să gătească. Gina! Da, da, așa am întrebat și eu, că mi s-a rândat baia, dar nu stau să o acum, nu face consultanță gratuită. Păi stai, ești foarte frumoasă astăzi. Gina, dar... Bă, da, Gina, ce-i cu tine? Ești nevorbită? Cerceluleu, ești senzațional. Ești nevorbită, că eu am susținători în spate. Are susținători? Doar că doamna nu avem trei soferi. Are. Soțul? Nu, este sora ei. Nu, e sora mea. Sora ei. Păi și soțul unde e, doamnă? Și-ar fi dorit să vină, dar eu am preferat să o iau pe sora mea pentru că n-am avut niciodată o experiență cu ea în viață și am preferat să o iau pe ea să-mi fie alături. Eu am doi frați, dinspre mamă, așa. Dar eu am crescut la bunicii tatălui și m-a crescut tata și pe frații mei nu i-am văzut niciodată până în toamna anului trecut. Wow, serios? Mamă. De ce? Da. Mi s-a interzis. De cine? De către de tata. Cine? Mare. Da, știu. Practic, ce s-a întâmplat? Adică... S-au despărțit când erați dumneavoastră mică? Foarte mama mică, la 4 ani, la 3 ani. Și mama a mai făcut doi copii cu un alt domn? Da, s-a recăsătorit. Știați că aveți frați? Da, știam. Incredibil. Și îi cunoșteați? Nu. Dar acum am și o întrebare. De regulă, copiii rămân la mame. Cum de-ați ajuns dumneavoastră? I s-a impus, nu, i s-a obligat-o să mă lase. Era un om asumiat, violent și mama, foarte gelos. Nu sunt foamele ăștia care țin așa o rațină și am avut o mamă foarte frumoasă și foarte bună. Păi și după ce v-ați căsătorit, că n-ați mai stat cu tatăl, mă gândesc, nu? Da, dar atâta de mult ce am fost... Influențată. Da, influențată și mi-a fost inoculat chestia asta în minte, că nu... Erai chiar înverșunată. Mă gândeam, dar niciodată n-am îndrăznit să mă duc. Se mutase la țară chiar pe ulița bunicilor. Adică eu treceam cu mașina, ea era în poartă și eu nu mă uitam la ea. Știa când venea în sat că îi spuneau vecinii, uite a venit fata ta Teodora. Și mama n-a îndrăznit niciodată să se ducă. Da. Și eu pe mama mea nu am întâlnit-o niciodată. Ok, n-am înțeles cum. Nici până în ziua de azi? Păi a murit acum 4 ani, n-am apucat să o văd. Păi cum? Cel mai mult regret că nu i-am dat ocazia să... vorbească cu mine, să schimbăm câteva cuvinte, măcar în al 12-lea ceas. Ce să mai... Da, iar eu am cotat-o pentru succesiunea casei de după mama și am cotat numărul de telefon. Ea a fost extrem de fericită. Ai, și suntem împreună. Doamnă, știu că nu v-a plăcut. Stați un pic, nu știu cum ați făcut cotletele astea de miel, cred că le-ați tras și prin ulei încins, cumva. Nu, deci le-am prăjit câte 2 minute. În ulei? Și le-am băgat și la cuptor. Păi da, pentru că aici se vede că e pâinea arsă. Și la urmă le-am dat prin crusta aia și le-am... Mai prăjit în colo. Pâinea asta e arsă. Știu. Iar piureu, doamnă, ați băgat... E și ca moale. Moale, e ciungă.